Bună seara, urmăriți Politica, sunt Natalia Morar și vă salut în sezon nou. Acesta abia a început, dar deja ne promite a fi unul extrem de complicat și destul de fierbinte. Pentru a treia zi, deja protestatarii nu pleacă din Piața Mare a Adunării Naționale. În ce se va transforma toată mișcarea protestatară, ce va urma, ce ar trebui să facă acum putere, dar și cei din platforma Demnitate și Adevăr. Discutăm astăzi cu invitații mei din studio. Eu îl salut pe Corneliu Ciure, expert IDS Viitorul. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Stăljantoan, ex-președintele Comisiei Drepturile Omului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mariana Calugin, expert anticorupție. Bună seara, bine ați venit! Alexandru Slusări, de astăzi membru Consiliului Marii Adunări Naționale. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și alături de mine se află Ion Grosu, expert în comunicare. Bună seara! Bine ați venit! Iar acum noi mergem în Piața Marii Adunări Naționale, unde se află colega noastră Natalia Sarioglu și ne va povesti ce face lumea acum acolo, cât lumea s-a adunat și care sunt planurile lor de mai departe. Bună seara, Natalia! Bună seara, stimați telespectatori! Este aglomerat și în această seară aici, în Piața Marii Adunări Naționale. Organizatorii ne-au mărturisit că oamenii continuă să vină cu sutele aici, iar la această oră au fost deja instalate aproape 200 de corturi. Oamenii ne-au mărturisit că vor sta aici până în pânzele albe, adică până când revendicările le vor fi ascultate. Alături de mine este unul dintre activiștii care a ajutat la organizarea acestei manifestații, domnule Vasile Costiuc. Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, câte persoane sunt la această oră prezente aici în piață? Vreau să încep de la faptul că este Orășanul Demnității este foarte civilizat, foarte organizat și toate corturile au un număr și toată lumea care vine este înregistrată într-un registru, primește un număr și este luat coordonatele. Dacă seara la ora asta erau 103 corturi, după ora 1 erau 160. Dacă astăzi în ultimele două ore au venit 30 de corturi, cred că la ora 1 vor fi deja peste 200 de corturi. Per total, undeva în mediu pe fiecare cort sunt 2-3 persoane, undeva 400 de oameni, aproape de 500, vor rămâne în această noapte să doarmă în corturi. Spuneți-ne, vă rog, dacă puteți să faceți o comparație cu situația care a fost ieri în piață și ce este de azi. Practic, suntem dublu față de seara de aseară, ca număr de oameni care vor rămâne și ca număr de oameni care au venit să susțină protestul de acum seara. Evident că o parte din cei care sunt prezenți la protest, în câteva ore, în 4-5 ore, vor pleca ca să se odihnească, iar restul vor rămâne civilizat. Cum reușiți să duceți evidența acestor oameni? Este foarte simplu, am numerotat fiecare cort, am luat coordonatele fiecărui cetățean, știm de unii, știm cine reprezintă și dacă pleacă la serviciu, cine rămâne și dacă putem scăzăm pe altcineva care au venit și nu au corturi. Au trimis băieții din Irlanda și din alte state ale Uniunii Europene, moldoveni care sunt rămași acolo, au trimis corturi pentru că nu vin, prezența lor nu poate fi și am asigurat alții care vin de la Băzi, la Don Dușen, de la Drochi, au venit azi foarte mulți care nu au corturi și am cazat în corturile care sunt oferite gratis de altcineva. Am văzut că lumea s-a mobilizat și aduce mâncare acestor oameni care aleg să rămână aici peste noapte. Cine în mare parte alege să aducă bani și mâncare și cum dumneavoastră reușiți să hrăniți acest număr de oameni? Este fantastic lucrul ăsta. Prima dată în istorie și în viața mea am văzut cum vin oamenii cu suflet mare și aduc de aliguri. Dar sper că lumea, după ce organizăm sătucul nostru sau orășelul, vom face ordine și în gospodăria noastră, în bucătărie, ca să nu mai acceptăm mâncare fără să știm de la cine, pentru că trebuie să ne asigurăm. Totuși este vorba de alimentație și nu putem să luăm pur și simplu de la oricare. Și cred că începând cu ziua de mâine vom primi doar produse alimentare ambalate, fără să mai avem cazane cu alimente și să avem un regim. Dimineața două ore putem să ne alimentăm ceai dimineața la masă și seara. În rest, bucătăria să fie închisă și să fie clar. Este pentru cei care rămân în orășel și nu cei care vin din oraș sau n-au și sopa. Domnule Costiuc, eu vă mulțumesc că alături de noi în această seară sunt și reprezentanții veteranilor de război. Bună seara, spuneți-ne pe dumneavoastră ce v-a mobilizat aici. În primul rând, datoria de fiul țării și de aparator. În doilea rând, este decizia Consiliului Național, care a fost trecută împreună la întâlnire cu platforma, da, și prin vot unanim a fost să sprijinim această platformă, de ce noi am participat și la organizare și la participare, iar acum, în calitate de
susținători, asigurăm ordinea publică aici unde sunt antrenați veteranii războiului din 92 și veteranii războiului din Afganistan. Noastră, cât timp sunteți pregătiți să stați aici, să noptați în piață? Noi avem călirea și pregătirea necesară de asta până se vor hotărâi întrebările și până va fi îndeplinită proclamația adoptată de către Marea Adunare Națională din 6 septembrie. Dar pe dumneavoastră personal ce v-a determinat să ieșiți aici în piață? Eu am spus datorie față de patrie, de fiu și în calitate de președinte al Uniunii, noi am hotărât unanim, colectiv, colegial, să venim, să sprijinim și să organizăm acesta în numele viitorului copiilor noștri și nepoților noștri. Eu mulțumesc să vorbim acum și cu domnul Ion, care la fel a ales să-și petreacă ultimele trei nopți aici, noaptea care urmează de altfel. Domnule Ion, pe dumneavoastră ce v-a determinat? Poate aveți nemulțumiri personale? Sincer să fiu, cred că o țară întreagă deja este nemulțumită de acești guvernanți care le-am încredințat foarte și le-am acordat foarte multă încredere. Să ne amintim și de acel 7 aprilie din 2009, ne-am pus foarte mari speranțe în acești guvernanți, numai că vedem că ne-au dezamăgit în totalmente. Și de aceea, ca și noi, să nu apucăm drumul privilegiei prin țări străine, ca și frații și surorile noastre, cei care au mai rămas o mână de oameni aici acasă, demni, să avem grijă de părinții noștri, bătrânii noștri care mai sunt cu zile încă. De aceea cred că faptul ăsta ne-aș determinat să ieșim aici în piață și să ne susținem unii pe alții și să le dăm de înțeles că nu se mai poate în continuare dezmățul care se petrece, că suntem oameni și vedem și noi cu ochiul liber ceea ce se întâmplă în țara asta noastră. Nu mai putem răbda, chiar că nu știu cum să mă exprim, să zic că a ajuns cuțitul la uzi, ca la cea noastră care este. Cred că acolo deja este de mult cuțitul. A dumneavoastră, cum ați aflat despre protest? Ce v-a determinat să ieșiți? Cum ați aflat că se organizează această manifestație? Aceste manifestații se petrec de fapt nu mai acum cu data de 6 septembrie. Ele s-au petrecut începând cu mai, la toate am fost prezent, de atât că lumea ne contactăm, ne spunem, vorbim și de asta, că de mult nemulțumire de fapt de mult este între noi, între oameni. Numai că s-au găsit niște oameni mai demni și mai deștepți care ne-au ridicat pe noi ca niște mase, să zicem așa. Dar cât timp sunteți pregătiți să stați aici, pentru că presupun că aveți o familie, aveți casă? Familia mă înțelege și mă susține, de aceea că măcar cineva din familie, chiar și soția a fost cu mine aici și în prezent, dacă trebuie vine și ne mai aduce și mâncare și mă rog și asta, avem grijă. Dar o să stăm până în momentul când demnitarii și guvernanții noștri o să înțeleagă că e vremea să plece de bunăvoie ca să nu aducem la vărsări de sânge, să nu aducem la fapte urâte. De aceea că să-și amintească cum au venit și cum am susținut în 2009 și cred că e momentul să-și dea de seama că nu au făcut față lucrurilor și e vremea să plece de bunăvoie, cred că. Eu vă mulțumesc că alături de noi este și interpretul Pașa Parfenii, care la fel s-a mobilizat și a venit aici în Piața Marii Adunării Naționale și susține protestatarii. Bună seara toată lumea și Iuliana, iubita mea, tot e cu mine, a venit. Bună. Pe dumneavoastră ce v-a determinat să ieșiți aici? Noi am venit pentru ca să aflăm care este situația aici, pentru că ne gândim mâine tot să venim, tot cu cort și cu saci de dormit, de aia am decis să venim, să vedem cât, de ce este nevoie, chiar și să vedem cum de amplasat cortul și așa mai departe. Ați înoptat aici? Sunteți pregătiți să înoptați? N-am fost pregătiți. De asta și am venit ca să vedem ce trebuie de cumpărat. Sincer, nici n-am avut până acum cortul. Trebuie de cumpărat. Dar pe dumneavoastră personal, ce vă nemulțumește? Ce v-a determinat să ieșiți la fel aici în stradă? Chiar când acum 30 de minute am vorbit cu Iuliana și vorbeam că, uite, noi mai tinere probabil că putem pleca oricând în străinătate, dar totuși ne ține ceva aici în Republica Moldova, părinții noștri și dacă noi plecăm, cu cine rămân ei? Ar fi păcat să plecăm, să emigrăm, fără ca să încercăm măcar să dăm o șansă acestei țări să devină țara în care putem trăi cu adevărat și în care ne putem realiza. Pentru că, mă rog, fiecare dintre noi probabil mizează și speră să trăiască într-o țară mult mai dezvoltată, educată, mai puțin coruptă și chiar nu ne decidem să plecăm fără ca să contribuim și noi, măcar ca o
ultimă șansă să schimbăm situația existentă. Și ce așteptări aveți de la acest protest? Vreți demisia cuiva? Ce anume concret așteptați? Vrem demisia cuiva. Vrem. Vrem. Dar și cu siguranță acest protest, în primul rând, ne face mai buni și pe noi însuși. Noi ne învățăm să fim mai buni. Chiar aici, lumea, societatea civilă înțelege că puterea, înțelege că anume poporul este puterea. Și, de exemplu, noi am venit aici și deodată am avut o idee să facem ceva, poate un concurs de, nu știu, poate de muzica patriotică, să ne ocupăm un pic de organizare. Pașa, cred că da, Pașa încearcă să contribuie organizațional la desfășurarea acestei manifestații într-un mod inteligent, dar scopul general, probabil, al nostru personal ar fi chiar să avem parte de o conducere demnă. Normal că pentru asta trebuiesc demiși cei care sunt la guvernarea actuală și, mă rog, deocamdată eu personal nu văd toate candidaturile posibile pentru o ulterioară guvernare, însă eu sunt sigură că ele vor apărea pe parcurs. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Natalia, atât deocamdată de aici. La revedere! Acesta a fost Natalia Sariogol din Piața Mare Adunării Naționale. Deci vedem că oamenii spun că sunt gata să stea până în pânzele albe. Asta cam cât ar putea dura, doamna Calugin? Asta depinde, bineînțeles, de comportamentul guvernanțelor. Și chiar eu îmi imaginez că până la urmă, într-adevăr, deci protestatarii oricare nu ar fi aceștia, ar putea să fie flexibili. Este foarte important, deci, care este atitudinea, cum ți-o manifesti, și este foarte important să se vadă cel puțin un început de voință și un început de responsabilitate care își asumă guvernanții în acest dialog cu oamenii care sunt nemulțumiți, cu proprii cetățeni care își manifestă evident, deci, nemulțumirea și cer soluționarea într-un anumit sens a problemelor. Deci aici chiar contează și chiar totul depinde de guvernanți, cred eu. În cazul în care guvernarea nu merge la îndeplinirea revindicărilor, în primul rând, deja știm, președintele Timofti nu va demisiona, a declarat acest lucru, pentru că acest lucru ar putea aduce la instabilitate, dar nici nu prea îmi vine să cred că vor merge la organizarea alegerilor anticipate. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, în ce s-ar putea transforma mișcarea protestatară? Deocamdată vorbim despre mișcare civică. În ce, domnule Slusăre? Noi... Știți cum, va muri așa în mod firesc, vor rămâne tot mai puține corturi? Sau... Mi se pare că noi deja am trecut Rubiconul, după care, adică imposibil să fie această mișcare, să fie îngropată. Care va fi de roare evenimentelor este greu de spus. Într-adevăr, eu sunt de acord cu doamna Calugin că tot depinde de comportamentul guvernării. Noi și azi când am fost la discuție... Dar guvernării sau și acelor care reprezintă mingea acum este pe terenul guvernării, în primul rând. Clar lucru că aici există o doză de flexibilitate din partea celor care protestează, dar acum revoltarea este destul de mare în legătură cu lipsa de dialog. Adică, mai ales asta pe fundalul comportamentului ambasadelor. De exemplu, noi duminică, 3 zile, nu putem să negociem, să ne întâlnim, să discutăm cu primele persoane din stat. Hai să clarificăm situația. Dumneavoastră nu faceți parte din platforma, da? Eu nu fac parte din... dar eu fac parte din Consiliul Marii Adunări Naționale. Așa a fost decizia. Ce reprezintă acest consiliu? Este grupul de contact care poartă negocieri? Este un organ reprezentativ care include o parte din membrii platformei, da, plus reprezentanții mai multor segmente sociale, socio-economice, care susțin acest protest. Mă refer aici la combatanți, mă refer aici la pensionari, agricultori și noi am delegat tot două persoane, fermiere, în cadrul acestui Consiliu Național, Consiliul Marii Adunări Naționale. Și desigur că
noi fiecare zi dimineață avem ședință, deja este organul de lucru, este centru de presă, deci acest organ este lucrativ, el nu a fost ales pentru formă, dar activează și fiecare oră, o oră jumătate, fiecare zi, noi după asta venim la orele 12 fiecare zi la conferință de presă acolo pe loc în Piața Mare Adunării Naționale și vociferăm deciziile care noi le-am luat. Și desigur, acum, iată, eu azi am fost la orele 7 în Piața Mare Adunării Naționale și eu am văzut această revoltă, mai ales că oamenii au observat că noi 3 zile nu putem să ne întâlnim cu persoanele de la noi din țară, dar azi, timp de 2 ore, ne-am întâlnit cu mai multe ambasade. Și tensiunea crește. Astăzi v-ați întâlnit cu reprezentanții președinției. Președintele Timofteu n-a ieșit, doar consilierii și șeful președinției. Ați discutat, nu prea ați ajuns la numitor comun. Mâine, cel mai probabil, așa am înțeles eu din intervenția domnului Strileț la Moldova 1, vă veți întâlni și cu premierul. În cazul în care asta nu va aduce la nimic, vă veți asculta, protestatarii vor vorbi despre doleanțele lor, premierul va spune că sunteți prea radicali sau eu mai știu ce, că nu este posibil de realizat ceea ce ne cereți. Și iată, se vor opri. Unde va merge protestul? Decizia care a fost luată în cadrul Marii Adunări Naționale este că noi vom rămâne în Piața Marii Adunări Naționale, vom sta acolo. Deci asta e joc la nervi, într-un fel. Eu nu știu dacă... Nu noi suntem acei care încearcă să joacă la nervi. Noi suntem în cadrul constituțional. Noi vom protesta pașnic și facem și platforma, da, eu observ asta deja din interiorul Consiliului, face totul posibil să mențină situația în cadrul protestelor pașnice. Și nu există radicalismul. Tot timpul cei de la platformă sunt care cheamă la calm, cumva încearcă să discute, să nu permită revoltarea să fie adusă la maximum, dar trebuie să recunosc că dispoziția oamenilor care vin la proteste este mult mai radicală decât poziția conducerii Consiliului Marii Adunări Naționale. Și aici, desigur că nu poate fi până la infinit. Oricum, este necesar să căutăm această ieșire din criză, dat fiind faptul că eu vă spun sincer, de mult n-am văzut, eu credeam că deja multe lucruri am văzut în viață, dar de mult n-am văzut atâta lume nemulțumită care deja nu vrea să asculte minciuni și ei sunt hotărâți să meargă până la capăt. Într-adevăr, noi am trecut Rubiconul, după care deja se vede cuțitul a ajuns la os. Și eu consider că guvernarea nu trebuie să joace cu focul și trebuia să aplice urechea și să ne așezăm și să discutăm real ce putem să facem noi acum, dar să nu mimăm variantele este că ne întâlnim la orele 5 la Ministerul Agriculturii, lucru care a fost absolut neclar pentru mare majoritatea celor prezenți, de ce când în clădirea guvernului sunt 4 săli minimum, trebuia noi să ne ducem la Ministerul Agriculturii. Când se vrea, există dorința de a căuta soluții, atunci asta se vede cu ochi nenormat. Asta noi am observat azi în cadrul ședințelor la ambasade. Ceea ce noi până când vedem din partea guvernării, Timofti se ascunde, doarme, ba acasă, ba la lucru, de la Candu noi n-am auzit nimic, poziția lui Strileț noi tot am observat toți. Azi ne-am întâlnit cu 3 consilieri îngânfați care stătea discuta cu protestatari, se uita la ora, arăta în mod demonstrativ. Asta e sfidarea. Eu nu cred că în această situație este necesar să se procede în așa mod. Asta e provocarea din partea celor de la guvernare. Domnul Jentuan, dumneavoastră mai bine cunoașteți psihologia celor de la putere când v-ați făcut parte din ea. De ce? Puteți să ne explicați care este logica celor de la guvernare acum și ce pași ar putea întreprinde? Pentru că în spațiul public mai mult vedem poziția celor din platforma DA sau din Consiliul Pieței Mari Adunări Naționale, pentru că apar mai des. Cei de la guvernare, din păcate, mai rar. Eu i-am invitat și astăzi în studio, mi-au spus că până la apariția premierului nu vor ieși în public și probabil săptămâna aceasta nu vor apărea în emisiune. Asta este decizia lor. Cum vor proceda? Eu cred că logica este foarte simplă. Guvernanții sunt încrezători pentru că de partea lor, cum consideră, este puterea. Ei au toate resursele necesare.
inclusiv toate resursele administrative, este Ministerul de Interne, adică toate ministerele de forță sunt la îndemâna lor. Dar ei iau în serios ceea ce se întâmplă acum în piața mare de naționale? Sau consideră că asta se va dezumfla treptat? Nu, eu cred că sunt și de ăștia care îi sunt diferiți. Sunt de ăștia care, care consideră că este, încearcă să liniștească spiritele și să spună că asta totul de grabă se va dezumfla. Sunt și alții care consideră că totuși această problemă poate să capete o întorsătură nu atât de bună pentru însăși guvernare. Eu cred că totuși poziția lor va fi ca să aștepte, să tragă din timp, ca toate spiritele și toată energetica asta revoluționară, să zicem așa, ca să ajungă de acum treptat la zero. Vreau să spun că acum guvernarea are o posibilitate extraordinară să încerce să învețe să comunice cu acei care i-au adus la guvernare. Pentru că acum, într-adevăr, sunt poate parțial și de acord cu domnul Slusar. În piață s-au strâns toți acei care au votat această guvernare, acei care își cer drepturile sale. Și eu cred că guvernarea ar trebui, într-adevăr, să se organizeze, să se gândească la o strategie foarte pe scurt timp ce să facă și cum să intre în dialog cu protestatarii. Pentru că acum mișcarea aceasta de protest, ea, într-adevăr, cum zice domnul Slusar, ei deja au trecut Rubiconul. Cu cât mai mult rezistență va opune guvernarea, cu atât mai încinse vor fi spiritele. Eu cred că acum ar trebui, eu nu văd care este problema să nu comunice. Eu nu văd care este problema. Trebuie totuși să delege fiecare partid care este acum la guvernare, să delege persoanele de încredere, eu știu, ca să poată să comunice cu protestatarii sau și să găsească ieșire din această situație. Bine, astăzi l-am ascultat pe domnul Strelieț la Moldova 1, care a spus cum să vorbim cu ei dacă ne strigă hoți. Natalia, dacă se poate să intervin ca să rupă, deci, acest tur de masă. Țineți minte, pentru că într-adevăr, deci sunt membru al grupului de inițiativă a platformei, da? Chiar pentru o anumită perioadă m-am retras din anumite motive, bineînțeles că rămân susținătorul deci acestei mișcări. Și iată de ce în momentul în care va apărea această impresie că sunt nu în suficientă măsură obiectivă, vă rog să-mi reproșați. Promit. Vă rog să o faceți toți. Deci, ideea e că atunci când a fost, dacă vă aduceți aminte, platforma civică, deseori eram criticat pentru această utopie și idee iluzorie că o platformă civică nu poate schimba nimic, că doar un partid politic poate schimba. Noi de fiecare dată insistam asupra faptului că ceea ce ne propunem noi e tocmai să dăm posibilitatea oamenilor care sunt foarte diferiți, la fel cum suntem noi, să poată ieși împreună, să poată împreună să se manifeste, să-și manifeste nemulțumirea. Ceea ce vedem noi astăzi, pentru că îl vedeți pe domnul Slusar, care nu este în grupul de inițiativă a platformei, da, însă este în Consiliul Marii Adunări Naționale, da? Sau, și ceea ce vedem noi acum e tocmai, haideți să recunoaștem acest merit, e tocmai ceea ce ne-am propus. Deci ceea ce am reușit, am coagulat și am găsit acel numitor comun care a permis ca oamenilor care sunt chiar foarte diferiți, începând cu limba pe care o vorbesc, studii, cultură, formare, apartenență, politică, afiliere politică, au găsit și pot sta împreună. Însă, eu de fiecare dată credeam și insist asupra faptului că tocmai platforma civică este superioară oricărui alte formațiuni și va supraexista oricărei alte formațiuni și vă explic de ce. Pentru că prin această credibilitate pe care o are și chiar pe care nu o poți cu una, cu două, deci diminua, ea generează anumite fenomene. Eu nu cred că guvernanții sunt încrezători.
Mai degrabă sunt încrezători cei care nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, ar putea să fie. Eu cred că ei mai degrabă sunt șovăitori și asta pentru că sunt în același șoc cum sunt în șoc și alții. Pentru că pentru prima dată Costiuc e președinte al unui partid, nu? Dacă nu mă înșel. E pentru prima dată când în piață coexistă și coexistă într-un mod foarte și foarte normal, deci oameni care niciodată nu puteai să-ți imaginezi că cândva o să fie împreună. Deci eu cred că e o stare de aceasta de șoc și șovăire, deci o lipsă de strategie. Eu cred că această stare de șoc trebuie să lipsă de strategie care să le permită să intervină acum. Este evident și după comportamentul lui Streleț, care a apărut la început foarte parcă deschis, apoi s-a retras, apoi e deschis, apoi s-a retras. Evident, se va încerca mai departe absolut toate strategiile pentru a diminua și credibilitatea acestui deja orășel, pentru că care nu este deja platforme. Deci asta e deja nu meritul nostru, dar meritul mai multor oameni. Exact. Însă plus la aceasta se va încerca într-adevăr eventual să se, acest entuziasm să se aducă la zero, pentru că orice mișcare protestatară și are o anumită dinamică. Uh-huh. Și aici e foarte important în comportamentul lor în ce măsură vor putea să dea dovadă de această, eu spun, consecvență, independență, ce și urmăresc. Pentru că Stella vorbea despre faptul că e o lecție de comunicare. Eu nu cred în faptul că ei vor să învețe a comunica sau pot să învețe a comunica. Eu mai degrabă văd că o șansă să învețe e o șansă, de acord, da. Însă pentru aceasta, pentru ca omul să înceapă și să vrea să facă ceva, cu adevărat trebuie să fie, de cel puțin să aibă un început de această voință și un început de această, să spunem, dorință de a înțelege lucrurile. Eu chiar nu vreau, nu aș vrea acum, iată, chiar să intru în foarte detalii. Până aici n-am văzut de ce să nu fiți obiectivă, dar ați spus un lucru tare interesant. Acest roșel deja nu mai este... Nu, eu aș vrea și bineînțeles că mie îmi place, de exemplu, deci nu pot să spun bine că, există că astăzi foarte... îmi privesc eu, deci platforma Demnitate și Adevăr, deși girul este cel care a comunicat cu guvernanții, unde intră doar 3 sau 4 membri ai grupului de inițiativă. În există la fel. Există deci... această neînțelegere, doamnă Călugin, și este foarte important astăzi să o discutăm, pentru că multă lume se întreabă, bine, lumea a ieșit și a fost un protest extraordinar de frumos. Oameni diferiți vorbeau limbi diferite, viziuni diferite, de dreapta, de stângă, au ieșit pașnic, frumos, au protestat și au rămas în piață. Deja 3 noapte. Ieri am văzut 116 corturi, am înțeles că deja și 200. Deci, acest orășel crește. Ce va urma? Va fi întreprinsă o încercare din partea platformei sau grupului care a fost format acest consiliu de a transforma aceasta într-un proces politic. Unii spun că este ceva firesc și ar trebui să apară o alternativă născută chiar în Piața Marea Dorinei Naționale. Alții zic că va fi o trădare pentru că oamenii au fost chemați la un protest civic, dar până la urma urmei aceasta va fi transformată într-un proiect politic nou. Despre aceasta trebuie să vorbim nou, pentru sigur. Că... Da, despre aceasta trebuie să vorbim. Și de fiecare dată vorbeam despre aceasta, fiți de acord, de fiecare dată. Deci, atunci când se vorbește despre transformarea platformei într-un partid politic, e o lipsă de logică totală și vă explic de ce. Platforma este o formațiune neformală. Deci tu nu poți să transformi ceva neformal în ceva formal. 1. 2. Tu nu poți să reorganizezi ceva care a fost înființată cu un anumit scop. Tu poți, de exemplu, o societate pe acțiuni să o reorganizezi în SRL, pentru că e același scop, lucrativ, de profit. Tu nu poți să faci această transformare și acest lucru niciodată nu poate să se întâmple. Și noi de fiecare dată accentuăm asupra faptului că, în esență, a priori, platforma nu poate fi transformată în partid politic. Am înțeles, domnul Călugă, eu, din păcate, sunt nevoie să vă întrerup, pentru că deja am depășit, e nevoie de o pauză de publicitate, revenim în câteva clipe. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio, domnule Ciură, și pentru că ați început, haideți să continuăm cu dumneavoastră. Da, haideți, Natalia, nu vă supărați, pentru că vorbeam despre un lucru care este important. Deci,
a priori, deci acest lucru nu este posibil nici juridic și nici din punct de vedere al corectitudinii. Sunt de acord. Noi de fiecare dată reiterăm lucrul că oamenii sunt foarte diferiți în platformă și sunt oameni care cu adevărat consideră și la un moment dat acest lucru a devenit tot mai evident și acest lucru chiar nu e condamnabil. Că pentru a schimba situația cu adevărat, deci ar putea să fie eficientă o activitate clasică politică. După mine, lucrul ăsta nu e așa, pentru că platforma civică are o superioritate enormă față de un partid politic. Poate efectul nu este unul imediat, însă, și o să-mi confirmați acest lucru absolut toți care sunt aici, inclusiv și expertul în comunicare. Însă, ca efect pe termen lung, deci are o superioritate enormă. Și cei care au ales această cale nu au decât să o facă. Noi de fiecare dată am accentuat acest lucru și atunci e foarte bine ca lucrurile să fie făcute foarte corect și atât față de noi cât și față de public. Însă eu chiar nu am acum ce reproșa colegilor. Acum, la moment, nu am ce reproșa în modul, să spunem așa, atunci când vom avea, atunci vom... După mine nu este firesc și vă spun de ce. Natalia, partidele vin și pleacă. Eu vă asigur să nu spuneți nimănui, însă oricare ar fi, deci partidul creat în baza, de exemplu, sau de către și persoane din platformă, eventual o să vedeți că în momentul în care va fi un partid, să spunem așa, responsabil, eu nu sunt sigură că își va obține un al doilea mandat. Și am să explic poate cu altă ocazie de acest ce anume. Este clar. Toate partidele în Republica Moldova sunt într-un fel la fel. Deci acest lucru trebuie să fie de fiecare dat scos în evidență și eu vă înțeleg ce vă face să fiți confuză. Nu, noi acum pentru că întrebăm. Discursurile sunt vine foarte diferite. Noi acum ne întrebăm. Deci este firesc. Este firesc că procesul politic trebuie să fie pornit. Da. De cei din platformă, da, de cei din Consiliu sau de către altcineva, noi nu știm. Nu, haideți să spunem de către cetățeni. Oricare ar fi acesta. De către cetățeni. Domnul Slusar, fie domnul... O clipă. Da. Lumea vă spune că eu am oferit toată seara platformă. Deja. Haideți să fim obiective. Okay. Asta este absolut evident că acest lucru trebuie să se întâmple. Pentru că nu poți să vii să spui plecați de la putere și să nu oferi nimic în schimb. Deocamdată șocherul nostru politic ce are? La noi toate alternativele sunt compromise și ele. Se poate între ceva și tal. 10 secunde. Care e problema? Obiectivul meu, de exemplu, așa cum îl vedeam, e schimbarea cetățeanului. Deci nu schimbarea clasei politice, ci schimbarea cetățeanului. Ceea ce eu mi-am dorit, eu am și obținut. Deci eu am obținut un cetățean în piață care este, unul, responsabil, doi, este activ, trei, este unul civilizat, patru, știe exact ce dorește. Dar tare important este că acest cetățean, schimbarea partidelor. Este tare important că acest cetățean să nu facă ceea ce a făcut timp de 6 ani după aprilie 2009. Când timp de 6 ani, mulți dintre acei cetățeni care au susținut acele partide, pe urmă au tăcut pentru că ai noștri au venit la putere. Pe mine mă interesează dacă acest cetățean vor ieși la fel într-un orășel al demnității în cazul în care puterea politică născută prin această mișcare se va comporta urât. Da. Trecem la domnul Ciure după aceasta, la expert în comunicare. Domnule Ciure, cum ar trebui să se nască un proiect politic din toate acestea și ar trebui oare sau nu? Eu, Natalia, cunoașteți că eu am fost în politică o anumită perioadă de timp, chiar am participat și într-o campanie electorală. După asta am preferat să merg în societatea civilă, dar întotdeauna am purtat un nesfârșit respect față de clasa politică pe care o consider superioară societății civile. Din simplu motiv... Serios? Da, din simplu motiv că este natural. Eu am fost acolo. Societatea... eu vorbesc serios. Societatea civilă este un concept artificial și în baza acestui concept artificial... Cetățeanul este un concept natural, doar că dumneavoastră când vorbesc de societate civilă vă referiți mai mult la indivizi, nu la cetățeni. Dar, bun, revin la chestia asta.
Deci, din punctul meu de vedere, orice inițiativă a societății civile trebuie să-și găsească o finalitate în câmpul politic. Principalii actori în câmpul politic sunt partidele politice. Deci nu e obligatoriu ca toate inițiativele civile să sfârșească prin a se transforma în partide, dar ele devin politice prin excelență, prin definiție, pentru că ele ajung în câmpul politic. Deci mi se pare logic ca inițiativa platformei, pe care întotdeauna am văzut-o ca o inițiativă politică, să aibă o finalitate. Dacă se transformă într-un partid dar politic... Dar aceste pot fi două procese paralele, sigur. Când, arătați-mi, vă rog, un exemplu, când o inițiativă civică a durat mult timp. Problema aici este una a valorilor. Noi avem o confruntare permanentă între pragmatismul politic și principiile și valorile. Platforma și ceea ce spune doamna Kalugin este o dorință de a injecta în societatea moldovenească principii și valori. Principii și valori care lipsesc. Din această cauză, inițiativa trebuie admirată. Însă, acest vis tineresc nu poate dura la nesfârșit. La un moment dat, toată lumea se întreba, bun, noi avem aceste principii și valori, dar ce facem cu ele? Noi trebuie să aceste principii și valori să le aducem acolo la soclul puterii, pe tronul puterii și să cucerim acest tron al puterii, pentru că de pe această poziție să începem să guvernăm această țară nenorocită. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că transformarea unei inițiative nobile, frumoase, dar irresponsabile, într-un partid politic responsabil care să-și asume, să aibă un angajament față de cetățeni, un angajament electoral. De ce nu? Asta este angajamentul democratic. Noi jucăm în reguli democratice sau nu? Deci, și ceea ce mă miră sau cumva, nu mă miră, mă deranjează, este că societatea civilă până acum nu a înțeles această logică elementară. Noi avem exemplul așa numitor politicieni din societatea civilă din perioada 2009-2014, care, din punctul meu de vedere, au ieșuat lamentabil, tocmai pentru că au uitat de ideea pragmatismului politic și acum avem un nou val de reprezentanți ai societății civile care vor să uite în totalitate de ideea că politicul este cel mai important în societate. Și acest lucru este, corect, vreau să vă spun, noi, într-adevăr, asistăm la un nou val, nu doar, eu n-aș spune, al societății civile, ci un val cetățenesc. Exact. În ce acest lucru s-ar putea transforma, domnule Gros? În sfârșit am ajuns. Imaginile pe care le-am văzut din Piața Mare a Adunării Naționale sunt imagini de la o mare sărbătoare. O sărbătoare care se numește Retrăirea Timpului Mitologic 1989. Un timp plin de așteptări, de credință într-un viitor luminos, de unitate națională și de bucurie. Respectiv, muzica lui Doina și Ioana de Teodorovici, pe care o folosește cine vrea și cu inui lene, cu toate aceste ocazii, iarăși ne întorc în acel moment când noi am crezut că putem deveni o națiune. Eu o să fac un pas în urmă și o să plec din acest moment concret în care voi sunteți mult mai relevanți și știți exact ce se întâmplă și au loc niște discuții pentru următoarea săptămână sau lună. Cred că organizarea de stat în Moldova este o oligarhie multipartinică populistă. Indiferent care sunt partidele, cine este Strelețul, Timoftiul sau Candul, caracatița care controlează statul Republica Moldova este una validată de cetățeni, validată de ceilalți 3.200.000 care nu sunt piață și care au votat, inclusiv după ce au aflat de miliard, au votat încă o dată aceleași partide la alegerile locale. Asta este problema majoră. Eu nu cred că sunt posibile schimbări în bine brusc. Nu există așa ceva. Schimbările în bine sunt pe termen lung. Și ceea ce spune doamna Kalugin este adevărat. Mersi. O necesitate de a crea o platformă civică cu program pe termen lung. Dar ce înseamnă pe termen lung? Asta înseamnă că trebuie să ieși sincer la popor și să-i spui. O să trebuie să plătiți un preț enorm ca de robi să ne transformăm în stăpâni. Și prețul ăsta la foarte mulți nu o să le placă. Și doar încet, încet adunându-i pe cei care își asumă propria soartă și care știu că nu există mântuire colectivă. Fiecare este responsabil de faptele sale și atunci o să avem cetățeni care pot avea grijă de ei, pot avea grijă de cei din jur și nu se așteaptă la minuni de la stat. Statul nu o să vă rezolvă probleme. Maxim ce o să facă, o să vă pună biața în roate. Dacă el asta poate. Dar să rezolve problemele cetățenilor, statul nu poate. Trebuie să vă asociați voi în asociații
și vă rezolvați problema. Asociația Automobiliștilor din Germania are milioane de membri. Să încerci un primar acolo, spun un cerc fără trecere de pietoni sau să încerci cineva să pună un marcaj legal. Imediat există o reacție majoră. Asociația consumatorilor. Da. Unde este la noi? Noi nu avem consumatori. Da. Asta e și problema, că primul gând care le vine multora este asociația clasică de tip partidnic. Un partid nou, care va veni la putere E și normal să vină. Eu sunt sigur că Caracața este gata să vă facă alegeri anticipate. Este gata. Și să meargă la alternarea puterilor pe o alianță de stânga. Și o să fie acolo Dodonul, Sate și PD-ul și... Da, vă rog. Iată anticipatele. Sau vă rog, dacă treci. Ok, și dar asta dacă e să nu, domnul Gros, dacă e să nu luăm în considerație apariția unui nou proiect politic. Nu știu, în frunte cu cineva din platforma, Maia Sandu, Alexandru Tănase, nu contează. Chiar și luând în considerație, deci un nou partid politic. Chiar și luând în considerație un nou partid, eventual partid politic. Ok, platforma o să fure vreo 2% de la PLD, vreo 5% de la PLDN și vreo 2% de la PD, câțiva, ok, o să aibă 20%, să zicem. Să zicem că se întâmplă minune până în noiembrie sau decembrie, aveți 20%. Crezi că acest proces civic nu s-ar putea transforma într-un rating mare? Nu înțeleg, mă rog, chiar presupunând că se acceptă ultima. Crezi că acest proces civic nu s-ar putea transforma într-un proiect politic care ar avea succes mare la alegeri? Eu cred că la moment, din discuțiile publice care au loc între participanții marcanți din organizatorii acestui eveniment și acelor care se implică acolo cu suflet, interesele sunt foarte diferite. Oamenii din piață sunt foarte diferiți. Corect ați spus. Sunt oameni diferiți, vorbesc limbi diferite. Asta nu este neapărat un atu. Dacă ies studenții și au anumite revendicări, atunci ei se pot uni în prisma unor necesități. Asta e Timoftiul sau Strilețul, vă spune, pentru ceea ce ați spus. Mama vă spune. Dacă ar fi profesorii foarte clar știu, da? Noi nu putem spune cine este acum în piață. Sunt tineri, sunt bătrâni, sunt pensionari, sunt liberi profesioniști. Cine sunt ei? Ce unește? Toți, absolut. Și unește tocmai ceea ce n-ar putea să unească, de exemplu, toți acești oameni într-un partid politic. Tocmai asta este avantajul. Partidele politice... jos, nu sus. Nu, asta stați. Partidele politice de fiecare dată... Asta este frumos, că pentru prima dată deci de fiecare dată îngustează. Agenda negativă niciodată nu trebuie spre domine. Da. Ea este bună pentru a răsturna, dar noi ne gândim în același timp că aici să construim ceva. Nu, vedeți pe ce vorbim noi acum în studio este deci fiecare din noi, vreau să spun noi, pentru că și eu cred că și eu am puțină dreptate, deci fiecare are dreptate, fiecare este adică corect în ceea ce gândește el și ceea ce vrea să spună. Dar vreau să vă spun altceva, când se adună această lume, într-adevăr, printr-o platformă civică care a organizat-o, care această lume a venit și vrea să vină în piață și ei tot vin și vin în piață. Care este ieșirea din situație? De ce guvernarea, toți acești ani, iată chiar și ultimul an, cât s-a vorbit, câte au fost mesaje din partea societății, nimeni n-a plecat urechea. Ignorate toate. Deci guvernarea a fost atât de arogantă și atât de încrezătoare că va putea să administreze aceste lucruri și că nici o revoltă nu va fi, nici o revoluție nu va fi. Ce lăsăm noi cetățeanului? Deci noi pe de o parte vrem să spunem că cetățeanul trebuie să fie activ, pentru că noi vorbim despre oricare societate civilă, noi vorbim că cetățeanul trebuie să fie activ, cetățeanul trebuie să participe și asta spune inclusiv guvernarea, că cetățeanul trebuie să participe la viața politică, social-politică a țării, că cetățeanul trebuie să fie activ, să vină cu inițiative civice, trebuie să se implice, pentru că puterea este a lui, a suveranul, acestui cetățean care o deleagă prin alegerile sale când atunci alege Parlamentul. Atunci ce lăsăm noi cetățeanului? Când vorbim acum că, da, sunt arhetipi, într-adevăr, au scos în piață oamenii care au pus cântecele Donalda Todorovici, au pus aceea ce... Dar nu este, doar, eu am auzit și rap, are priză. Eu am auzit și rap din scenă. Dacă cântecele unioniste nu mai sunt valabile, dar pui rap. Cine organizează acestea? Eu cred că dacă în 89 cineva vorbea în limba rusă din scenă, sunt totuși anumite porțiuni de societății care nu au ce căuta în piață. Nu au ce căuta în piață. Asta este problema. Că unele porțiunea societății nu au ce căuta în piață, nu din cauza că nu au ce căuta în piață, nu din cauza că ei nu vor să vină în piață, pentru că nu este acel mesaj către toate grupele sociale sau etnice ale acestei societăți. Dar eu vă asigur
că nu există sat, oraș unde n-ar fi stări de revoltă. Nu există. Și asta mă miră, că guvernarea noastră nu vrea să intre, și dumneavoastră ca specialist în comunicare, trebuie să comunice. Dacă tu ai un simț de autoconservare, deci trebuie să comunici cu acei care te-au ales. Pentru că acum ce poate să facă guvernarea dacă nu vor alegeri anticipate? Și eu îmi dau seama că majoritatea din partidele care sunt acum reprezentate în Parlament nu vor alegeri anticipate. Eu cred că și partenerii noștri externi tot nu vor alegeri anticipate. Și cred că anume această miză că partenerii noștri externi caută diferite variante numai ca să nu fie alegeri anticipate și îi fac pe guvernanții noștri să fie atât de încrezători și să stea ca o stâncă, să nu poată să discute cu cei care stau în piață. Dar mie deja îmi pare partenerii externi. Dar știți ce guvernant așa procedează? Eu de atâta că iată și ascult ce vorbim noi, și mă mir cât de perfidă este această paradigmă. Eu de multe ori am vorbit despre ea. Pe de o parte, noi tot ședem și constatăm, avem caracatiță în țară, e gata, e oligarhatul, mai departe e probabil că e imposibil. Pe de altă parte, noi și iau platforma, cântici, oameni diferiți, dacă vor fi alegerile, 2% o să fure de acolo, nu știu ce, avem, riscăm că o să vină alianță de stângă, nu știu ce. Și urmând această logică, mai departe trebuie să lăsăm această caracatiță, cât o mai rămas încă 1 miliard, 30% din masa monetară a fost scoasă din țară. Și mai rămas încă. După cum spune domnul Sturza, se mai scoate. Se mai scoate. Hai mai așteptăm. Pe de o parte, economic, țara, ultima viață o să ducă din țară. Pe de altă parte, noi în țara părăsită vom aștepta niște schimbări civice, că să apară cetățenii, dumneavoastră nu vă pare că această paradigmă n-are perspective. Nu, e teoretic, sună frumos. Și foarte bine este susținută din partea guvernării. Domnul Susur, poate nu mă înțeles corect. Eu consider că absolut firesc, trebuie să nască un nou proiect politic. Poate nu neapărat unul, două, trei, neapărat. Revenim la proiect politic. Fără această n-avem cum altul să ieșim de această criză. Aici întrebarea este, cum ar trebui să se naște acest nou proiect politic sau alte proiecte? Revenim la proiect politic. Ca să nu fie trădați nici Natalia, oameni din piață, nici cei de platformă, nimeni. Și acesta să aibă cel mai mare succes. Nu, e posibil. Ca să nu pierdem șansa. Acum avem o șansă unicală. Eu nu văd aici mare contradicție și nu înțeleg de ce noi așa ne temem să vorbim despre proiect politic sau nu știu ce. Domnul Slusăr, nimeni nu se teme. Haideți să vă spun viziunea mea. Dumneavoastră ați spus de câteva ori azi. Deci, în momentul în care platforma a început să activeze, era din start clar că anumite lucruri și anumite schimbări la nivel politic se vor produce. Dumneavoastră ați văzut comportamentul partidelor extraparlamentare, ați văzut, da? Ați văzut, de exemplu, că au apărut și partide noi. Deci lucrul ăsta de la sine, deci acest val, în mod inevitabil, aduce la schimbări. Altă problemă, în ce măsură, de exemplu, poți să intervii și să ghidezi aceste schimbări. Eu una, de exemplu, care nu consider, spre deosebire de domnul Cornel Ciurea, activitatea politică superioară, ci invers, inferioară, eu una aș lăsa aceste lucruri să decurgă de la sine. Vidul niciodată nu rămâne, vacuumul niciodată nu rămâne vid, deci el va fi substituit. Deci eu nu pot să vă spun că asta va fi, de exemplu, un partid care să mă reprezinte sau care să reprezinte pe toți. Dar poate vor fi două, trei. Nu există un partid. Definiția partidului este a fi parte. Însă, deci partea niciodată nu reprezintă pe toți. Pe toți, exact, tocmai de atâta. Partidele politice toți. Și acela nu reușea. Partidele politice toți sunt o parte a societății. Dar ele multe. Eu am fost ultima lună, am avut posibilitate, nu fac parte, mai bucate. Dacă va fi creat un partid, eu am spus pentru mine că eu nu ader, nu am să fiu mai mult membru la niciun partid, poate cu excepția Partidul Agrar. Pe mine această idee m-a interesat. Eu de mult v-am spus că trebuie să creați un partid. Acea asociație despre care am vorbit. Noi avem aceste asociații. Iată, noi avem aceste asociații. Și credeți cu această schemă oligarhică noi putem să izbutim anul 2015, cum a fost pentru agricultură, a fost un an de coșmar.
Pur și simplu, și există o legătură directă, cauză-efect, de la furtul miliardului. Nu prea am timp, dar toate scumpirile, creditele, 30% la dobândă, secetă și nici degetul la deget, nici măcar acel pachet agricol care a fost promis cu atât tam-tam, nu a fost votat. Dar eu revin la problema proiectului politic. Eu, timp de o lună, am posibilitatea așa, parcă de o parte să monitorizez situația în cadrul platformei. Dacă n-ar fi existat platforma civică, niciodată, iată, noi putem să comparăm câți oameni au ieșit sub lozincele partinice și cât au ieșit pe Piața Mare a Adunării Naționale. Dacă n-ar exista această platformă, niciodată n-ar fi fost posibil să mobilizăm peste 100.000 de oameni. Chiar mai mult, eu spun. Eu nu sunt sigur că au fost chiar peste 100.000, dar au fost foarte mulți oameni. Timpul dau de la mine pentru guvernare. Dar nu e nicio problemă. Eu sunt absolut convins că dacă acest protest ar fi fost organizat de un partid politic, atâta lume nu vinea. Lumea de ce așa că n-a fost organizat mai departe, iată la ora actuală. Există partidul politic, platforma, da, nu există. Există SRL PD, există SRL PVDM și alte mai ești, nici nu-i SRL, ori de nu știu. Așa mai mici. Mai mici SRL. Deci SRL. Societatea pe acțiune, PD proprie societatea pe acțiune, acolo lucrurile mai sofisticate. Nu corect. Mai departe, va deveni timpul, dacă vor fi alegerile anticipate, platforma, da, acolo sunt majoritatea oamenilor care nu se regăsesc dar, în cadrul... Domnul Susar, dar membre, nu este această, membre. Nu știu, o dovadă de irresponsabilitate. Spuneți, dacă vor fi organizate alegeri anticipate, platforma cere organizarea alegerilor anticipate. Mâine va ieși Timofte sau Striet și vă spune... În două luni alegeri anticipate. În două luni nu e posibil. Serioșește? În două luni nu e posibil. Deci trebuie să vă gândiți deja de pe acum. Alegerile anticipate vor fi organizate, dacă vor fi, în februarie, martie. Chiar dacă Timofte, iată, în septembrie, octombrie, își dă demisia. Trebuie două încercări să fie el nereușit. Adică două încercări. Ei, având interesul de a vă tăia șansele, vor trece prin aceste încercări tare repede. Într-o zi vor încerca de două ori, a treia oară va ieșua și în două luni organizează. Imposibil. Bine, și atunci 67 de voturi și se dizolvă Parlamentul. Și se dizolvă Parlamentul. Ce se întâmplă după aceasta? Discutăm după o scurtă pauză pe de publicitate. Am revenit în studio, doamna Claudin, vă ofer cuvântul. Iar? Parcă la mine să fie ceasul. Dați pauză, doamna Claudin. Da, și am strigat să-i oferim cuvântul. Dați-mi mie slovă, dați-mi cuvântul. Parcă la mine să fie ceasul. Doamna Claudin, ce ați suspendat? Domnul Susar, o secundă, aici pe un corp. Să suspende pe 20 minute, nu poate. Deci, iată, domnul Susar, haideți să-l ascultăm totuși până la urmă, pentru că a avut un gând. Eu nu văd nicio contradicție între platforma, da, ca platforma civică și participarea unor reprezentanți ai platformei în viața politică. În platforma, da, după cum eu am observat în ultima lună, mai mult de jumătate n-au ambiții politice. Ei vor rămâne categoric în platforma, da, și asta va fi un fel de garanție că această platformă va exista la orice variantă. O parte din persoanele din platforma, da, poate vor participa în procesele politice. Va fi asta un partid politic nou, sau va fi un bloc partidelor extraparlamentare, sau va fi ales altă variantă. Pe mine mai puțin mă interesează. Eu am spus deja că eu nu voi fi membru la niciun partid, de Partidul Agrar. Dar ar trebui deja să existe o claritate în acest sens. Dar cum poate să existe claritate dacă noi nu avem claritate referitor la finalizarea protestului și dacă vor fi anunțate alegerile anticipate, când vor fi anunțate? Eu vă asigur că protestul care este desfășurat acum, până la capăt va fi organizat sub egida platformei civice. Aici, în Piața Mare Adunării Naționale, steagurile partinici pot să vină doar în calitate de provocare. Iată, discutam în timpul pauzei. Ce se întâmplă? Igor Dodon astăzi deja a înaintat un ultimatum președintelui țării. A spus că dacă până pe 22 septembrie nu vor fi anunțate alegeri anticipate, ei organizează proteste în întreaga țară. Usate va mai organiza proteste. Nu va să facă, să unească împreună și o să facă proteste în piața la Bălți. Până la 30 septembrie piața în Chișinău este rezervată după platforma, da. Și orice variantă să vină protestatare sub
steagurile Partidului Socialist sau Partidului, cum este acolo exclus. Se numește, lăsate, da. Este exclus juridic. Dacă asta o să fie convenabil pentru cuiva să fie făcut un șuier și să vină să facă provocările, îi privește. Asta deja o să vadă toată lumea că există încercare de a face provocare și... Iarăși, cui convenabil acum această provocare? Se vede că platforma, da, se încadrează, adică rămâne în cadrul legal, în cadrul protestelor pașnice și orice deturnare a situației nu este convenabilă pentru platforma, da. Și orice provocare de acest gen, cu usate, cu polosate, cu Dodon, nu contează, asta e clar lucru că va fi probabil că coordonat, dacă asta nu e provocarea, Dodon și usate n-ar trebui să meargă la acest lucru, da? Ei pot să meargă dacă există ceva înțelegere cu cei de la guvernare. Sau dacă nu înțeleg până la urmă și nu... Eu până la urmă sunt optimistă, iată, pentru că vorbeam despre varianta optimistă. Care este varianta optimistă? Deci, varianta optimistă e că însăși existența unei platforme civice care reușește să-și păstreze acest caracter civic, vrând, deci influențează calitatea proceselor și calitatea actorilor politici. Ceea ce este important, și asta este varianta optimistă, că următoarele alegeri vor fi altfel. Iar următoarele numiri în funcții vor fi altfel. Știți de ce? Pentru că ceea ce a reușit să facă cetățenii, să spun o dată în plus că integritatea contează. Acum chiar nu-mi imaginez cum partidele politice ar putea în cel mai obraznic mod să facă niște numiri de aceste tâmpite. O întrebare din precizare. Și platforma va avea dreptul să înainteze observatorul? Nu este. Partidele extraparlamentare înțeleg foarte bine acest lucru. Și înțeleg foarte bine că au mai mult de suferit în momentul în care dăunează prin anumit comportament, deci platformei, decât de câștigat. Și vă spun de ce, pentru că ei înțeleg foarte bine că acolo ar putea să fie eventual și unii susținători, ca orice partid extraparlamentar, deci își vrea să găsească susținători oriunde sunt ei, că asta sunt cetățeni. Iată de ce eu mizez tocmai pe această frână care o să facă că partidele extraparlamentare, numai în cazul în care, într-adevăr, deci nu au fost o înțelegere de această obscură, să fie foarte corecți cu protestatarii. Domnul Grus, eu am înțeles mai devreme că potrivit dumneavoastră scenariul optimist este să, din rob să ne facem stăpâni, dar acest proces durează foarte mult. Pardon, dar mai aveți o altă variantă optimistă? Nu spate așa de spus. Da. Pentru că Confuție a spus că bojeți tăvă raba, care stau hăzeanem. Nu trebuiește variantă. Bine, atunci să ne renaștem. Dar aveți o variantă optimistă mai scurtă? Mă păteam drugim păteam. Nu, mi-e n-a des rabov hăzeanem. Este adevărat că presiunea acestor corturi și acestor proteste stă deasupra guvernării ca o sabie. Și cel puțin avantajul, cum spune și doamna Calugin, este că ei sunt ocupați cu aceste proteste și nu reușesc să fure următoarele miliarde. Deci, să măcar sperăm! Asta, să sperăm! Protestele sunt ceva de care se tem cei care dețin acum puterile și fluxurile financiare. Se vede și cu organizarea protestelor și cu aruncarea raportului Kroll, concertelor, da, și cu aruncarea raportului Kroll. Și cu suspendarea deciziei Andreea. Exact. Și cu manifestarea de pe 13 septembrie a Ministerului de... Asta e partea bună. Partea proastă este că noi nu avem opoziție. Partidii de opoziție în Parlament nu sunt. Deocamdată. Alianța de guvernare este de 101 oameni. Și asta s-a văzut și atunci când guvernul și-a asumat, după părerea mea, neconstituțional bugetul. Bugetul unei țări e legea principală. Da. Ea să nu fie discutată în Parlament, asta e absurd. Dar nu este acesta un moment oportun pentru apariția unei alternative sănătoase? Orice moment este oportun dacă alternativa este sănătoasă. Dar eu văd la moment, noi suntem într-o perioadă incipientă de apariția unei alternative. Dacă o să fie sănătoasă, e foarte devreme să spunem. Noi nu știm încă nici măcar sexul copilului, dar încă să spunem dacă el o să fie un bun fotbalist. Să vedem în ce o să transforme, iată, discuțiile, apariția. Trebuie să apară o identitate la grupul celălalt de protestatari. Trebuie să apară un... Sau nu neapărat la ei. Deci, pentru că dumneavoastră nu știu cum... Eu, de exemplu, previziunea mea că o să apară mult mai multe.
Partide o să avem? Mult mai multe. Încă mai multe. După mine ar putea să apară mult mai multe. Pentru mine e important ca eu, de exemplu, înțeleg că nu deodată va fi ceva de foarte bună calitate, de exemplu. Sau de ceva. Ce? Deci asta eu vedeam mai mult un proces deodată? În evoluție. Mai iarăși mult un proces, iarăși nu un proces în evoluție și într-adevăr, deci puteți să considerați că e un exercițiu social sau mai știu eu, practici sociale, însă de care ar putea să dureze, în schimb, efectul va fi mult mai durabil. Pentru că schimbăm complet altceva. Schimbăm mentalitatea omului care votează. Da. Hai să vorbim despre noi, despre mentalitatea noastră și despre calitatea societății civile. Uh-huh. Să ne întoarcem în 2009. Vă aduceți aminte de acel val și acel spirit? Deci, într-adevăr, lumea s-a așteptat la mari schimbări și a fost o presiune enormă asupra parlamentarilor și celor din opoziție. De ce și n-au dat acel vot de aur? Era absolut evident. Acela care va oferi votul de aur comuniștilor va muri politic. Și totuși, partidele care au ajuns în Parlament și au devenit nouă putere, pe acel val de spirit, de optimism, de încredere în schimbare, cumva, nu știu, iată cumva de ce, iată de ce e foarte important ca să se înțeleagă. Există acum un mecanism, că noi îți garantăm, că în cazul în care va apărea ceva nou, iarăși peste ceva timp, să nu ajungem tot acolo. Deci doar dacă se monitorizează în continuare. Deci tocmai de atâta platforma civică are această continuitate, pentru că oricare ar fi apoi toate aceste evoluții, e important ca să se păstreze această monitorizare și supraveghere a proceselor. Și de fiecare dată să ai aceeași, să spunem așa, convingere, să te revolți, să spui că nu e bine și să nu crezi pradă acestor simpatii. Pentru că noi toți avem simpatii anumite politice, nu? Noi toți votăm, noi avem anumite, să spunem așa, repere ideologice, dacă vreți. Mie mi se pare că tocmai în măsura în care se va produce, eu înțeleg că vorbesc efemer, însă credeți-mă că e așa, pur și simplu credeți-mă. Nu vă cred. Doar credeți-mă. Deci, în momentul în care schimb și faci deci această nici nu ruptură, deci faci acest lucru în schimbarea omului, lucrurile se schimbă. Deci el devine mult mai pragmatic, el începe să monitorizeze situația, el înțelege că el este cel care decide, el înțelege că el este cetățeanul și că el este cel care trebuie să-și atre... Aceasta deja s-a întâmplat? Pentru mine, da. Și eu sunt sigură că... Nu vreau doar dumneavoastră să vorbiți în această emisiune. Aceasta deja s-a întâmplat, cetățeanul? Eu cred că aceasta deja se întâmplă și vreau să spun că eu în această... În acest ce se întâmplă sunt de partea totuși societății civile, pentru că este foarte aproape, am lucrat cu mai multe ONG-uri și am fost unul din autorii acestui concept de dezvoltare a societății civile în Republica Moldova. Vreau să vă spun că atunci, în 2009... Care merită să fie criticată. Mulțumim bine. Merită să fie criticată, totuși a fost un început bun. Nu concepția, societatea civilă. A, societatea civilă, da. Concepția, mulțumesc. Da, dar vreau să vă spun că... Deci, noi suntem începători în exercițiile democratice. Și asta trebuie să înțelegem. Nu putem cere de la un copil de clasa 3 să rezolve probleme pentru clasa 8-9. Toți suntem începători. Chiar și dacă unii din noi învață deja de cum au absolvit școala în comparație cu majoritatea cetățenilor care, de exemplu, sunt în clasa 3. Nu putem să ne uităm spre uitați la ce se face în Occident, ce se face în Europa și la noi nu vrem așa să fie. Nu putem aceste imprinturi care există la cetățenii noștri în conștiință să le schimbăm într-o zi sau în două. Ceea ce face acum societatea civilă, erau niște germeni de societate civilă, organizațiile care încercau să lucreze cu granturi, care în diferite domenii, în diferite politici, ei mergeau de mână împreună cu clasa politică. Acum, societatea civilă se maturizează prin acest exercițiu democratic, pentru că... Prima dată s-a rupt de putere, eu aș spune. Prima dată s-a rupt de putere, corect. Și acum el se maturizează
Dar clasa politică, care este pragmatică, conform teoriei grecești a domnului, promovată de către domnul Ciurea, clasa politică care este... Nu e teorie, e Aristotel. Nu, e Aristotel, politie, da. Eu vreau să spun că îmi place foarte mult această lucrare, politie, și vreau să spun că tot același Aristotel a spus că politica seamănă cu oamenii care o promovează. Și dacă, de exemplu, noi vorbim acum despre societatea civilă care trece acest exercițiu și se maturizează, clasa politică rămâne în urmă. Eu, într-adevăr, nu văd problema. De ce clasa politică, de ce guvernarea nu poate să discute? Pentru că dacă chiar și-ar vrea să mintă, această mulțime de oameni ar putea să treacă foarte simplu. Ce vreți? Îl scoatem pe Rogozan, îl scoatem pe acela, schimbăm asta. Deci fac niște, să spunem așa, o curățenie a imaginii. Da. Cosmetică. Și atunci, care este problema, băieți? Care este problema? Ia tot ația, pe s-am scos, mergem înainte. Nici asta nu o face. Nici asta nu se face. Pentru că aceasta înseamnă o cedare. Și vreau să vă spun, o cedare. Aceasta, o să facă? Aceasta înseamnă... Domnul președinte, referitor la Drăguțan, guvernatorul... Stilul politicii noastre moldovenești este personalizarea. Deci aici nu se luptă partidele politice, de exemplu, cu cetățeanul. Aici se luptă anumiți oameni cu alți oameni. Iată care. Deci nu trebuie să fie personalizată, pentru că n-a ieșit acolo, pur și simplu, Năstase sau nu știu cine acolo. A ieșit oamenii care îi votează. Asta trebuie să înțeleagă clasa politică. Să admitem că guvernarea acum va merge la această reparație cosmetică. Îl vor dimite pe Dorin Drăguțan, poate îl vor schimba pe Corneliu Gurin, să zicem, vor organiza un fel de concurs. Societatea civilă, oamenii care stau astăzi în corturi, se vor liniști? Se vor mulțumi cu aceasta? Poate încă un an în urmă, dacă ar fi fost făcut acest pas, situația avea să... Dacă deodată reacția aia, în mod normal, în orice țară normală, s-a furat un miliard. Minimum că șeful, guvernatorul Băncii Naționale și șeful CNA, care au avut această posibilitate să monitorizeze până la 500 de mii cât iese din țară, au fost probabil prin fitness amândoi și n-au reacționat. Minimum, chiar dacă ei nu sunt complici. Neglijență în serviciu. Demisia de onoare. Demisia fără onoare. Am un cuvânt străin aici. Onoare. Demisia acestor persoane. Au trecut un an. Gurin a vorbit că Cusași au scos banii de la BM. Chitraru vorbea despre biletristică. Drăguțan în deopște s-a spălat de mâini. Nimeni nu a fost demis. Nimeni nu a răspuns pentru ceea ce s-a făcut, dar pierderile au suportat toată populația și economia. Domnule Slusăr, astăzi președintele Timofte a spus, eu nu înțeleg cum Dorin Drăguțan, șeful BNM, guvernatorul BNM, mai rămâne în funcție. Știți foarte bine, domnul Timofte nu putea să spună acest lucru fără ca să... Este o anumită înțelegere. Primul pas necondiționat care trebuie să fie făcut. Demisia Drăguțan, Gurin, Chitraru, șeful CECU, acolo sunt mai multe persoane. Mai departe vedem ce facem cu guvernul. Iarăși, acest guvern, eu la moment reprezintă doleanțele populației. CECU tot a furat un miliard. Dar CECU cum a organizat alegerile? A fost fals fiscal? De exemplu, eu vor dimite, vor pune alte persoane. Și mai departe, dacă vom avea alegerile cu același cec, credeți că aceste alegeri vor fi... Bun, asta este pentru comentatori politici, nu prea este clar de ce atacați atât de mult factorul politic și nu cel economic. Adică probabil că reprezentanța platformei, da, Consiliul nu este suficient de explicit, că această... declarația, această proclamație, e conține mai multe puncte. Acolo sunt atacate și persoanele care au legătură cu jaful bancar și persoanele care fac parte din sistemul politic. CECU... Și mai este ceva, s-au reiterat toate revendicările care au fost în protestele anterioare și acolo chiar au fost și în partea ce ține. Da, dar ele au devenit principale. Revendicările politice, în mod ciudat, au devenit... Au întâlnit în raport cu cele social-economice și asta este neclar, pentru că atunci când cereți demisia CECU-lui, șefului CECU-lui, asta nu este, pentru că alegerile au produs un anumit rezultat, care probabil a fost incorrect,
chiar din punctul meu de vedere. Dar el a fost salutat la momentul acela de toți. Nici nu nu de toți. Domnule Ciurel, n-a fost salutat. N-am prevăzut. Stați că eu am protestat atunci, adică cel puțin pe Facebook m-am expus, dar n-am prevăzut foarte multă lume. În acest studio, foarte mulți reprezentanți ai societății civile au spus că acele alegeri au fost o mare rușine. Și au tăcut toți. Cum au tăcut? Au vorbit că guvernarea n-a reacționat bine. Nu, dar organizații internaționale care au monitorizat, au validat și le-au considerat alegeri democratice. Eu prima dată deschid niște paranteze. Există foaia de parcurs, să fie clar pentru toți comentatori politici, pas după pas. Dimisia necondiționată mai multor persoane, acces platforme, da, la televiziune națională și acolo tot sunt necesare schimbări. Guvernul. Astăzi domnul Dulgăniuc a fost pentru prima dată direct prin telefon. Reprezentatul platformei. Direct prin telefon. Mai departe, guvernul provizoriu, în care să fie incluse reprezentanții societății civile, cât de cât să scoatem acest resurs administrativ și să avem un alt guvern și după aia alegerile anticipate deja cu alt cec. Dar miliardul. Era în lucrările anterioare. Dar asta trebuie să spuneți și voi cumva. Să clarificați aceste lucruri, pentru că sunt doar revendicări politice. Nu, stați puțin. Nu, pur și simplu eu am făcut foaia de parcurs. Scopul final, alegerile anticipate. Dar noi nu putem în două zile să declarăm alegerile anticipate. Sunt câteva condiții care trebuie să... Comentatorii politici ar trebui să mai citească documentele pe care le comentează. Nu mă refer la dumneavoastră. Eu am văzut cele patru... Însă, deci acolo era un punct, pentru că haideți să începem de la faptul că această proclamație nu ia platforme propriu-zise, deci ia mari adunări naționale și acolo au fost unele revendicări care chiar au fost generate de mulțime. Noi putem aici să-l criticăm, să spunem că nu suntem de acord. Asta a fost voința oamenilor, deci cu demisia guvernului, de exemplu, ultima care a apărut în final. Da, aceasta a apărut. Deci au fost reiterate absolut toate revendicările care au fost la protestele anterioare, care chiar au fost organizate în bună parte de către platformă, deci mai puțin cu comitetul de organizare, 30, e complet altceva. Și, într-adevăr, deci acolo, dacă e să te uiți, acolo e și BNM-ul și cu furtul miliardului, CNA-ul este clar de ce. Deci, asta e unul la mână, doi la mână, eu vreau să întreb un singur lucru. În momentul în care eu îmi doresc alegeri anticipate. Iată, eu îmi doresc alegeri anticipate dintr-un simplu motiv, pentru că eu vreau să mă conving că această putere are credibilitatea pe care și-o asumă. Asta este o revendicare politică? Da. Da? Dar când votez, asta este un exercițiu politic. Asta este un exercițiu politic când votez. Când votați, este un exercițiu cetățenesc, politico-cetățenesc. Și în momentul în care ești nemulțumit sau vrei o reconfirmare a anumitor lucruri, iar nu o poți face de la sine. Deci, de ce aceasta ar deveni o revindicare politică? Dar ce fel de revindicare? Stați puțin, socială, în cazul ăsta... Tot ce se ține de viața în comun este politic. Stați puțin. Deci mie mi se pare că asta e o revindicare. De ce nu mi-am dat și dacă... De ce? De ce? Care e problema? După mine, de exemplu, aceasta e o revindicare care este absolut firească, care poate apărea la unii cetățeni... Să spun așa, că ține de domeniul drepturilor omului. Asta e dreptul dumneavoastră, ca cetățean. Pentru că eu mă subordonez vrând nevrând acestei puteri. Eu sunt gata și să o fac oricând, însă eu vreau ca să fie reconfirmată credibilitatea și nivelul de credibilitate acestea. Am o singură sugestie, dacă se poate. O singură sugestie. Pentru foarte inclusiv argumentul mulțumit. Dar nimeni nu o face în afară. Foarte repede, foarte repede. Deci este așa o sugestie pentru cei din platforma, da? Când fac, adică fac aceasta de parcurs care ați spus-o dumneavoastră, ce se simte formarea acestui guvern provizoriu în care trebuie să intre, nu știu de ce, reprezentanții platformei, da. Deci este o eclectică. Eu nu știu dacă există așa o practică. Deci voi vreți să dați afară acest guvern și voi intrați cu el la guvernare, măcar alege, și provizoriu. Deci asta este un nonsens. Nu, deci nonsens. Să fie guvernată, te este necesar de discutat cu FMI, trebuie de aprobat. Păi da, atunci cum, aceasta este o sugestie, eu cred că cum atunci voi, da, cum atunci intrați vă cu acești pe care voi ați nimic. Aici în studio a fost pronunțată o frază, nu țin minte din ce parte era, partenerii străini, domnul Slusă. Partenerii externi fac efort
să nu fie alegeri anticipate. Domnul Slusăr, ați fost azi la întâlniri cu ambasadorii, din câte am înțeles. Așa. S-a simțit așa o atitudine că ei sunt ok guvernarea să se numească pro-europeană și nu vor alegeri anticipate? Nu, ei nu pot direct să intervină în treburile interne și să spună că alegerile anticipate cu certitudine trebuie să fie sau să nu fie. Ei au fost destul de deschiși. Ei înțeleg. Eu pot să spun că unii ambasadori au fost mai diplomatici, alții mai deschiși și au spus că noi tot știm și tot înțelegem și petrecem în țară, dar noi nu putem, noi salutăm proteste, noi reprezentanții platformei, da, am menționat că de câteva ori au accentuat că este necesar că protestele să rămână în cadrul legal și să aibă caracter pașnic. Aici am avut susținerea plenară. În ceea ce ține revindicările, ei au luat cu cunoștință. Noi ca tare de odinci nici n-am cerut că să ne susțineți în alegerile anticipate sau ceva. Scopul principal a fost la noi să informăm pe dânci și să solicităm într-un fel să încurajeze pe cei de la guvernare să comunice cu noi. Că noi 3 zile căutăm pe dânci bani încolo, bani încoace, dar cu ambasadorii noi ne-am întâlnit 2 ore după ce ei au fost contactați. Bine, trecem la o rundă scurtă de concluzie. În ce se va transforma tot procesul protestatar care are loc acum? Eu? Da. Eu cred că, vreau să spun că eu consider că acesta este un exercițiu absolut normal pentru procese democratice care au loc într-un stat care se pretinde a fi democratic și un stat de drept. Într-un stat de drept, trăsătura principală este existența societății civile și ceea ce face acum societatea civilă, chiar și acest exercițiu educativ. Nu doar societatea civilă, dar și cetățenii. Pentru că educativ care... pentru cetățeni. Și cetățenii, într-adevăr, s-au simțit poate pentru prima dată suverani acestui stat. Am avut atâtea ocazii. Da. Am avut și mare adunare națională, am avut mitinguri de protest. 1995. Asta alte generații, domnul Ciurea. 2002. Da, ce atunci s-au simțit, acum s-au simțit de alții. 7 aprilie era cu totul altceva. Cum? În 7 aprilie? Nu, da. Am uitat. Da, oricum eu cred că sunt niște procese foarte normale și adecvate unei societăți democratice. Și aceste proteste se pot termina ca 7 aprilie, ele încă nu s-au terminat. Bun, concret, 7 aprilie. Toate procesele care se termină așa, doar numai cu participarea puterii poate să termine. Concluzia noastră, domnul Ciu. Da, de la mine. Bun, eu... Nu, încă nu am toată admirația pentru aceste acțiuni, pentru că am foarte multe îngrijorări. Eu am foarte multe întrebări față de aceste acțiuni, pentru că am experiența evenimentelor din 7 aprilie. Ceea ce regret deocamdată, eu înțeleg că există o imaturitate anumită a acestui comitet, consiliu, platformei, dar este absolut imperios ca în scurt timp cei care au intrat în această acțiune să asigure o unitate a conducerii. Ca mulțimea să știe de cine să asculte și cine să-i conducă, să fie un leadership adevărat al acestei mișcări, pentru că situația este extrem, noi nu ne jucăm, situația este extrem de periculoasă. Dacă conducerea platformei, Consiliul, nu va ști să impună un stil de conducere clar, așa cum reușea Roșca, noi nu știm ce vor face acești oameni care se află în piață și care cu adevărat sunt foarte agresivi. Domnule, ați fost în piață? Eu am fost în piață de mai multe ori. Oamenii sunt foarte organizați acolo. Am auzit și alte puncte de vedere că sunt foarte nemulțumiți. Nu, și eu mulțumiți, sunt nemulțumiți, dar sunt foarte organizați. Asta acolo. Cât va dura aceste... Azi sunt organizați, mâine pot să nu fie organizați. Eu doar ca să reiterez. Deci eu foarte mult sper că se va transforma în ceea ce îmi vreau. Deci ca să fie un proiect de durată, ca să fie unul reușit, ca să aducă la o schimbare a mentalității cetățeanului, nu spun societate civilă, pentru că acest termen chiar devine unul profanat. Uh-huh. Haideți să fim. Mentalitatea cetățeanului, iar asta neapărat va schimba calitativ lucrurile, inclusiv și în partea ce ține de partidele politice, etc. Domnul Susar? Două lucruri. Prima, este încă o șansă, probabil că ultima, că într-adevăr să nască
spiritul este civic și să naștem pe un cetățean, ceea ce a spus doamna Calugin. Eu nu sunt sigur că vom reuși, dar procesul merge, el încă nu s-a născut. Putem să ratăm această șansă, putem să ieșim cu cetățeni. Și doi la mână, aspectul politic. Putem să reformatăm, să schimbăm procesele politice. Pentru mine acest lucru înseamnă salvarea Republicii Moldova. Știți poziția mea, eu sunt pesimist. Eu consider că dacă ratăm această șansă, în scurt timp, Republica Moldova va dispărea pe harta Europei. Nu ratați. Domnul Suzeta, poate dacă creați un partid al agricultorilor, totuși... Apoi în alt status. Da. Nu, poate va fi totuși statul nostru, independent frumos. Poziția asta este, măgul căpat, măgul necăpat. Domnule Gros. Eu cred că guvernarea este pusă într-un mare șah. Dacă să ne aducem aminte de la legile parlamentare trecute, s-a trecut prin atâtea scheme, prin plecarea domnului Leancă, guvern minoritar cu comuniști, prin realegerea lui Chirtoacă și filmarea la sediu cu Plahotniuc și Ghimpu. Și toate astea, în sfârșit, s-au ajuns la un echilibru, la o alianță majoritară. Au venit aici? Da, au venit oamenii cu gol. Trei ani și jumătate de... apare acest protest enorm care arată că există o mână de cetățeni care își asumă acest stat și doresc ca acest stat să schimbe și să-i asculte. Eu sunt mai pesimist. Eu cred că cele 3 milioane care stau acasă sunt mai importante atunci când vine vorba de alegeri și alegerile nu sunt o soluție pentru da. Nu aveți cum să ieșiți cu bine din aceste alegeri. Dacă mergeți ca partid. Bine, dar pentru altceva care se va naște din... Poate nu neapărat din DA, dar din ceea ce se întâmplă în jur. Dar este platformă civică. Da, da. Da. Bine, eu... Asta e concluzia. Da, ești, da. Eu tare sper că această mână de cetățeni care și-a asumat acest stat nu vor scăpa acea șansă pe care o trăim acum, măcar de data aceasta, pentru că de atâtea ori am scăpat șansele pe care le-am avut. Ne vedem mâine, continuăm să discutăm despre ceea ce se întâmplă. Noapte bună, ne vedem la ora 21.